Interviurile de angajare sunt filme SF, fiecare spune ce vrea și adevărul nu vine la muncă. Oamenii le spun celor de la resurse umane ce vor să audă, chiar dacă ei au alte gânduri. Mai mult de jumătate dintre candidați spun că nu sunt foarte sinceri la un interviu. Asta arată un sondaj făcut de Best Jobs. Nu o să spun că o să vin la muncă doar pentru bani, chiar dacă asta o să fac, recunosc 40% dintre cei care au răspuns la sondaj. 15% spun că sunt gata să ascundă informații despre ei și să mintă dacă asta le-ar aduce un nou job. Iar 20% spun că preferă să nu povestească despre fostul loc de muncă. Alții mint și pentru că merg la interviuri fără să știe exact ce urmează să facă și cu ce se ocupă compania unde vor să se angajeze. 40% dintre candidați spun că merg la interviuri fără să se pregătească. Uite, ești sinceritate. De ce spunem că angajații mint? Ia uite câtă sinceritate. 40% spune. Păi, este dacă mint când se duc la interviu, la interviu sau interviuri. mint în acest sondaj, că, că poate sunt, de fapt, mai da mult cei care mint. Vezi și aici, poate Cu, au ca mințit. Îți întreabă, ești mincinos? Adică, minți la interviuri? Cum este acesta? Zice, nu. Acolo da. au Aici au fost uh, sub, un, sub anonimat. Cred, nu știu. Nu, nu văd cu ochi buni astfel de, de situații, știi? La un uh, interviu, în general, uh, tu ești unul, ei sunt mai mulți. Ce înseamnă că sunt mai mulți, poate fizic nu sunt mai mulți. Însă, au avut zeci, sute mii, zeci de mii, sute de mii ca tine pe acolo. Au întâlnit, deci te cunoaște așa cum recunoaște nașul din tren cine are bilet și cine nu are bilet. Așa cum cunoaște polițistul de pe stradă cine este în regulă cu o chestiune. Nu ai cum să păcălești. Cine merge la un interviu cu gândul să minte, are doar de pierdut. De ce? Păi, în primul rând, că o să-și dea seama că minte. Sau nu o să-și dea seama că minte, dar și dacă e nevinovat și doar îl presupune că minte, să spunem că sunt două variante. Îl angajează sau nu îl angajează. Dacă nu îl angajează, uh, candidatul a pierdut. Dacă îl angajează, candidatul va fi suspect de mincinos multă vreme de aici încolo. Îi se va pune această etichetă și până nu-și va câștiga o încredere acolo în companie, el va fi văzut ca un potențial hoț până la urmă, că minciuna este o hoție într-o formă sau alta. Nu funcționează, ar trebui să, să se gândească mai bine sau să facă așa cum spunea în finalul știrii. Du-te nepregătit, că până la urmă ce o să te întrebe despre tine, despre cine. Oricum nu mai despre, despre bine vorbești, atât tu vorbești despre bine, cât și angajatorul. Pentru că. Lume minciun bine, lume minciuna frumoasă, la, la interviurile de angajare este la fel de frecventă, atât în rândul angajaților, cât și în rândul angajatorilor. Nu știu eu să existe un angajator care la interviuri să înceapă să spună, mamă, în compania asta nu merge apa caldă, lumina se stinge la ora 4, n-aveți. O să, na, na. o să, auzi, acum, o să acum într-o lună, <laughs> două, de când UE. Uh, uie ne colegii, bată. colegii nu vă ajută, sunt răutăcioși unii, sunt bisericuțe peste tot. Nu o să vezi asta la niciun angajator. Deci dacă aruncăm cu noroi în angajați, în Potențiale angajați că mint, ei bine, mint la Am, același nivel cu Doar și că mince, care angajare. Și uh, să nu mai spunem pozițiile, da la un interviu de angajare. În momentul în care candidatul aplică pentru jobul respectiv, el merge acolo clar cu stângul a pornit Este în poziția de umil, este în poziția de unul dintre mulții, că ai spus tu mai devreme că sunt foarte mulți care au trecut pe mâna celor de la resurse umane. Ei bine, este vorba despre cantitate, da? Angajator. Candidate. Cantitate. Angajatorul vrea cât mai mulți, da? Asta, în momentul în care angajatorul selectează o persoană, ei bine, atunci se schimbă rolurile. Angajatorul intră în rolul angajatorului despre care vorbeam mai devreme. Angajatorul devine mai umil pentru că are nevoie mai multă de angajat. Aici este fix care are mai multă putere. Ei, și... Asta e. Asta e. Uite, și îmi place că te apropii de ce am spus. Cine este cel important? Evident că va avea mai multă importanță și în acest interviu. Câte vreme cineva angajează. Asta e, trebuie să spunem. Așa zice și oameni ca piesele de schimb, doar pentru a face lucruri mărunte sau care se găsesc, da, inflație de astfel de oameni, atunci nu va fi tratat acel angajat, acel candidat foarte bine. Însă, vezi când este important. Păi, mă toată lumea este importantă. De la doamna femeie de serviciu până la portar, până la șofer, până la editor și până la CEO. Toți sunt la fel de importanți. Dar ideea este că mai mulți, da, într-adevăr, sunt mai mulți angajați care deci, fac, nu știu, răspund la mail față de cei care uh, sunt responsabili. Dar asta nu înseamnă Că nu mint de ambele părți Că să nu ne îndepărtăm de la subiect Mint pentru că sunt presați Sunt presați de angajator Angajatorul are nevoie de un angajat care Sincer, să de exemplu are, are nevoie de un angajat Care să fie uh, deschis Să știe să lucreze în echipă Să știe de toate Iar angajatul pus acolo în fața Faptului, să dăm un exemplu simplu Despre Excel, da? Poate că eu știu Așa câteva funcții în Excel Dar eu o să zic că știu, pentru că învăț pe dacă vrea, Păi ce te califici la de muncă pe banii mei, nu? Păi, oricum înveți, oricum tu îmi promiți cursuri de dezvoltare, îmi promiți că dacă stau peste program îmi plătești orele, îmi promiți că poți să avansezi. Nu spune că știi ce nu știi, că eu trebuie să. Nu e că nu știu, îți spun că știu și învăț pe parcurs. Și eu te catalogez la anumite de și de aceea îți dau salariu ca și cum știi că dacă nu eu nu am o problemă, te angajezi, să zicem, da pe bani mai puțin. Oricum, oricum, nici aceste prime despre care se aud la uh, angajare nu sunt neapărat tot timpul, uh, veri, cum să spune, acordate în timp real. Am văzut multe cazuri, am citit până să intrăm aici Hai. și am văzut destul de multe cazuri în care angajatorul nu s-a ținut de cuvânt. Deci și angajatorul a mințit. Angajatul pleacă pe picior greșit. Pe lângă toate astea este pus la zid și în ceea ce privește uh, viața lui personală. Femeile, ce au de gând? Să se mărite, să facă copii? Când au de gând să facă o, copii, să avem o Dacă au copii asta. sau nu? Nu, își mai doresc. <laughs> nu, și mai doresc. -ai dacă văzut? au de copii, două în atunci când trebuie să stea Pentru că angajatorul și după asta stabilește dacă te angajează sau nu. Toți min să se înțeleagă bine și să ajungă la un numitor comun. Fiecare are nevoie și că angajatorul e supărat, că angajatul spune că are nevoie de bani. Păi stai așa, angajatorul nu are nevoie de bani. Totul Tot. Nu are nevoie de bani, dar asta nu înseamnă că. Trebuie să ajungem să mințim și n-aș vrea să comparăm uh, o încălcare a contractului de după, dacă că spui că curs o primă și nu acorzi, cu o minciună la interviu, pentru că înseamnă altceva. Dar da, nu sunt neapărat încălcări ale contractului, că nu sunt stipulate în contract hmm, aceste atunci, promisiuni. Și Unele sunt. pe păi asta zic, ambele părți min. Nu putem să îi. Uh, Punem la colț pe angajați, potențialii angajați Că se duc acolo și dau tot ce au mai bun de ei Poate că ei își doresc da, Își ne... doresc jobul ăla I Indiferent I din ce motive își doresc, își doresc jobul ăla Știi ce mă amuză foarte <laughs> mult în Apare des în interviurile de angajare Dar și într-o discuție așa banală Când vorbești cu cineva și spune Sincer, bla 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 Și zic, bă, dar până în momentul ăla Tu n-ai fost sincer? Adică acum îmi face atenția Îmi atrage atenția că ei, e, e sincer E un tic verbal E un tic toc verbal și gândește-te că încă de mici sunt uh, tem uh, cumva tentați să mințim. În primul rând, în momentul în care ești copil, în care ești curat, copil minți poate să eviți o pedeapsă. Ulterior, uh, când crești adolescent, adult și ce mai ești tu, uh, minți și pentru că. Minți ca să primești, o și Pentru că ai frustrări. <laughs> și pentru că nu vrei să intervină cineva cu forța în viața ta personală, să nu pici în situații stânjenitoare, probabil că de asta se și minte la interviurile de angajare, acolo unde se plusează foarte mult pe întrebările despre viața personală. Sunt multe aspecte care trebuie verificate în momentul în care da, ajunge un angajator față în față cu angajatul. Mai convins cu asta. Hai să mergem și în juriu. Putem spune că interviul de la de angajare este un film cu doi scenariști diferiți? Uh, nu știu ce să vă spun. În primul rând, eu am, am ușoară problemă cu cuvântul mint. Uh, și o să încerc să vă fac o, o analogie ca să înțelegeți cum privesc eu lucrurile la interviul de angajare, care este, practic, parte dintr-un proces. Deci, uh, analogia mea este ca atunci când îți cauți un partener. Cum faci? Da? Întrebi printre cunoscuți, cauți un site de profil, pui un anunț. Când faci un anunț de angajare, poți să pui anumite caracteristici care le vrei de la angajatul tău, poți să pui mai multe, poți să pui mai puține. Dacă ai pus prea multe, s-ar putea ca cel pe care ți-l dorești să nu o aplice. Dacă ai pus prea puține, s-ar putea să aplice prea mulți. Când ajungi la interviu, ai selectat pe baza acestui uh, acestui chestionar pe care îl pui. E la fel ca și cum te uiți pe un site de întâlniri și alegi cum. E important atunci când ajungi la interviu, fiecare încearcă să-și prezinte uh, poziția bună cât și frumoasă. mai bine. Pân clar. Eu n-aș vedea o ca o minciună, nu că până la urmă toți facem asta în viața de zi cu zi. Toți ne dorim să ajungem într-o într relație, toți ne dorim să fie minunat, toți avem o impresie foarte bună despre noi și angajatul și angajatorul se vede probabil mai bine decât este în realitate și să nu uităm că până la urmă interviul este doar un pas, probabil că cel din cele mai multe ori să ajunge la o probă practică care e mai importantă. Da, îmi place asta. Ați spus că nu considerați că este o minciună neapărat. Păi, nici nu mă miră foarte mult pentru că puteți să considerați că este un scenariu, da, este. Și pentru că sunteți din această lume a Păi filmului, Stai, Hopi, scuza mă că te întrerup. Până la urmă, și la serviciu ai o mască. A, joci un rol și la serviciu, că nu ești 100%. În tu. perioada COVID aveai o mască, <laughs> nu mai e. Hai să fim seriști. Știți ce vreau să vă întreb, domnule Urzicianu? Cum poți să ai încredere în actori sau cum trebuie să-i tratezi pe actori despre care știi că ei tot timpul practic joacă un rol, pot simula, pot practic să te mintă fără ca tu să-ți dai seama că sunt profesioniști? Da, sunt profesioniști. Asta e, e bine când lucrezi cu profesioniști. <laughs> un, un, mare avantaj când lucrezi cu profesioniști. Și deci ne... rezultatele sunt, sunt foarte bune. Și când ne întâlnim cu ei în viața privată, când îți spune un actor ceva nume orice, cum poți te... E un subiect sensibil aici. N-aș vrea să vorbesc despre viața privată, dar pot să vă dau de exemplu pe Clint Eastwood, care după ce a fost un mare actor, acum este un mare regizor, și care evită practic, nu vede niciun actor din proba live. El vede doar probele înregistrate și a și declarat, pentru că n-ar putea să refuze pe nimeni. Toți l-ar convinge.